mi s-a părut o mare nedreptate. În anul 2002 am vrut să mă duc, în anul 2003 eram la Clubul Sportiv Armate Steaua, a venit în luna noiembrie și el juca nu știu cine, juca asociat, nu, asociația era, cred, în acea, sau FCSB-ul, nu știu, în acea perioadă se transfera. Și vreau să mă duc la un meci la comandantul Boroi, știi, îmi pare rău, nu pot că nu am bilet. Dar eu zic, dar cum nu avem bilet, dar nu suntem la Steaua aici? Nu, că nu ne dă Gigi pe cale. Și atunci a fost o chestie la care eu eram militar și mă gândeam, frate, stai un pic, eu la care, unde sunt, la clubul armate? Mă uitam la ținută, eram în ținută militară. Deci era o întreagă confuzie încă din atunci, de atunci am început să stap, pentru că era nedrept. Jucau la noi în casă și noi nu avem voie să intrăm în casă. Deci nu mi s-a părut în, că nimic. În istorie au existat foarte multe evenimente majore care au început de la lucrurile acestea banale. Au avut câte o scânteie din aceasta banală. Iată, domnul Talpan într-o zi a vrut să meargă la un meci al Stelei și n-a avut bilet și atunci aceasta a fost scânteia care a dus acum la acest asta cataclism în fotbalul nostru. Asta a fost scânteia. După aceea am venit am vrut să stap. Știu că depusese la un moment dat a vrut să ne ia marca. Eu eram venit de vreo lună în club și mi se părea așa o chestie că nu e la locul ei ce se întâmplă acolo. Și m-am dus la oficiul de stat pentru invenții de mărși să cercetez ce se întâmplă. Ei, trebuia contestat acea problemă. Am venit la club, colonelul Boroi, care era comandant atunci, îmi spune, știi, nu mai contestăm lucrul acela că se cheltuiesc bani, era 4,5 milioane. Ei, vă mărturisesc sincer, acei bani, 4,5 milioane, la nivelul anului 2002, i-am dat din propriu buzunar, am contestat lucrul acesta, am câștigat contestația și așa am urcat ușor, ușor și a durat 21 de ani. Dar să știți că procesul a fost din banii mei deschis, nimeni, nicio șansă din cadrul ministerului nu mi-a dat, credeau că sunt un nebun și că... Dar eu, nebunia mea, că iubeam Steaua, am făcut lucrul acesta.